speriat, l-ați lovit, ce ați făcut? Nu m-am speriat. Dacă am fost o luptătoare, așa că vă dați seama. Ce înseamnă a fi o luptătoare? Da, a spugit. Și l-ați rănit la mână? Nu m-am rănit la nimic. Dar ce ați pățit la mână? Nimic, vedeți că am ceva la mână. Se pună cuțitul la gât să intre peste ea în agenție. Curajoasă, doamnă. Da, curajoasă. Da. Nu deschisese bine. Nu, nu. Tocmai ce a apucat de a deschis pe mea, am înțeles. Așa, ce v-am adus? Ce ați mai auzit? Cu cuțitul la ea, am înțeles ce povestea... A fața acoperită el? Da, așa am înțeles, de la persoana respectivă și a intrat peste el. Peste ea. S-a luptat cu persoana. Am auzit gomot, scaune, tipând acolo și a țipa săraca și n-am nemerit eu repede să țipa ajutor, țipa, că nici nu mai putea, că dacă a strâns-o de gât rău, proprietarul. L-am văzut încolo, fugea. Fugea? Da, n-am văzut. Cum era tânăr, bătrân, cum era, nu știu. Avea ceva pe cap? O căciulă verde, da, da, da. Și pe mă m-am dus la doamna și era săraca, era... Ce mă, era mai ca și moartă, era, m-am dus eu repede la ea, stai liniștită, calmează-te, i-am adus o pastilă. Ce v-a zis că s-a întâmplat? Și mi-a spus, uite așa și așa a venit de m-a atacat să mă omoare. Eu am auzit-o, dar nu puteam să ies eu mai repede, dar mi-era frică să-l lua după ce eu sunt bolnavă de aici până dar aici. Dar a avut totuși curaj, doamna, că s-a luptat cu el. S-a luptat cu el, dar ce s-a luptat? Păi dacă s-a suit și pe ea, i-a tras cuțitul de vreo 2-3 ori din mână. A tăiat-o la deget. Cum mi se pare? Situația din țara românească. Asta, atât mai mult nu. Nici n-a apucat să deschidă bine agenția, da, că a fost atacată. Da, da. Situația din țara românească. Atât vă spun la toată presa asta. Ce? Că... ce se întâmplă? Nu, că nu se întâmplă numai aici. Dar putea să se termine rău. Dânsa a avut putea, prezență putea, de spirit. Putea, da. Putea. L-a pus pe fugă. Probabil camerele de la vedere o să lămurească treaba. Dar cum vi se pare? Anormală. În 49, domnișoară, că eu sunt bătrân, să fura masiv la țară, eu sunt de la țară, și să fura masiv. Și a adus milițiile muncitorești și fără somaje îi împușca pe aia care atacau. Și s-a făcut ordine într-un an de zile. Ar trebui năsprită legea? Da, da. E singura soluție? Singura soluție. Să nu se mai diverseze în justiție atâta... Nu numai la nivelul lor, ci la nivel mai mare. În această dimineață, imediat după momentul deschiderii agenției Lotto, peste responsabila unității a intrat un tânăr necunoscut în vârstă de 20-25 de ani, care sub amenințarea unui cuțit i-a cerut banii din încasări. Întrucât femeia a explicat că nu a făcut nici o încasare până la acel moment și s-a împotrivit atacului, acesta a amenințat în continuare cu un cuțit, însă femeia a ripostat și l-a lovit cu palma peste cuțitul care o amenința. Suspectul s-a speriat și a fugit, însă în urma lui a rămas femeia care a suferit leziuni ușoare la unul din degete, ca urmare a faptului că a atins lama cuțitului în momentul în care a încercat să îndepărteze atacul. În acest moment sunt efectuate cercetări pentru depistarea suspectului. Femeia nu a necesitat îngrijiri medicale, iar din agenția Lotto nu au fost sustrase bunuri sau valori.